Am Ah, început. ok, așa. Salutare, bine te-am regăsit, Sebi. Mă bucur tare mult să te văd în habitatul tău natural. Da. Ce faceți? Ca de fiecare dată. Foarte bine, cel puțin eu fac foarte bine. Bună ziua! Bună ziua! Mă bucur să vă revăd. Ce mai Bine v-am faceți? revăzut! Bine, dumneavoastră ce faceți? Pe aici, pe acasă. E ok? Ne auzim? Ne vedem? Da, vă vedeți un pic cam aburit, blurat, să zicem, dar important e că ne vedem. Nu știu care ar fi. Da, să încerc să șterg camera, poate Poate e un pic să pus aburită. Sebi mâna. Umblă Ia să vedem ce am făcut acum. Ei, cred că da, asta era. Da, se vede mult mai bine. Mult mai bine se vede. Atât. Ce faceți, oameni frumoși? Da. Bine, așteptam să luăm legătura cu dumneavoastră, să ne auzim din nou pentru a povesti câte ceva despre noi și celor care vă urmăresc pe dumneavoastră, celor care nu ne cunosc încă. Avem. Trebuie să mă duc. Mă scuzați, o Nicio secundă. problemă, nicio problemă. Da. Acestea sunt chestii live, eu iubesc lucrurile de genul, pentru că Noi arată că sunt. avem un bebe mic în familie de 3 ani care nu Bebele prea copii. înțelege duminica că mami are altă Dragul de el, activitate. dragul de el, e O să normal. vedem imediat. Da. Până când se ocupă mama din hectare, o să preiau eu legătura. Întrebări, sugestii, reclamații, orice. Nu, no, nici vorba de reclamații, Doamne ferește. Păi, ei, Nectarie! Bună Bună! ziua! Bună ziua! Ce faci? Îți place Spider-Man? Da, și mie îmi place Spider-Man. Nouă ne plac toți eroii care sunt pentru că ne inspiră. Corect. Corect. Mă bucur din nou că ne-am reîntâlnit astăzi, într-o zi binecuvântată de duminică, și dacă ați putea să ne spuneți mai multe despre cauza dumneavoastră, povestea și cu riscul de a vă repeta, dar mi-aș dori să încercați să ne explicați cât mai detaliat ceea ce faceți dumneavoastră și misiunea nobilă pe care o aveți alături de oamenii minunați cu care lucrați. O să-l duc pe Nectarie, timp în care Sebi va începe să vă povestească cum am ajuns noi să facem ceea ce facem, cine suntem. Și voi completa eu, dacă îmi permiteți, ca să Sigur că da, nu. sigur că da. La revedere, Nectarie, mă bucur că te-am văzut. Bun, deci, cine suntem? Asta e o întrebare care merge foarte bine și la singular. Fiecare trebuie să se întrebe cine e. Noi suntem niște oameni pe care vorba aia, nevoia i-a dus pe unde nu le-a fost voia neapărat. Nevoia te învață multe lucruri în viață. Având în vedere că am colindat toate centrele de recuperare ale acestei țări până acum și am conștientizat că toate sunt la zeci sute de kilometri de casă, ne-am gândit să facem unul aici. Ne-am gândit la chestia asta pentru că nu e necesitate doar a Bucovinei, e a întregii zone a Moldovei. Până în Iași nu se găsește nicio clinică de recuperare, niciun centru. Și în Iași există doar o mini-clinică în interiorul clinicii mari de adulți, adică nu e cine știe ce serviciu dedicat. Acum, faptul că ne-am găsit noi nu-i de mirare. Până la urmă, doar oamenii care se confruntă cu o problemă ar putea o rezolva, pentru că noi așa o știu cel mai bine. Și doar oamenii vizibil diferiți pot construi o lume vizibil diferită la urma urmei. Dar nu ne-am fi gândit în prima fază că unul la mână va lua atâta amploare, doi la mână că va fi atât de greu să o construim. Pentru că e destul de ciudat ca tu să știi și
o societate întreagă să-ți spună că e o nebunie, dar nu, asta nu se face în doi oameni, în doi timp și trei mișcări. Sunt de acord, dar eu cred că și doi oameni, dacă se apucă să facă ceva, pot reuși. Poate că nu într-un timp record, dar nu înțeleg unde ne-am grăbit. Până la urmă, idealul unei construcții este să iasă trainic mai mult decât orice. Uite că de 5 ani Asociația Freamă de Speranță există, face ceea ce face și înclin să cred că face bine ceea ce face. Centrul de Recuperare Sfântul Nectarie, ca următorul pas firesc al extinderii asociației. Și centrul ăsta are angajați, centrul ăsta are oameni care vin cu toată speranța să se facă bine, iar noi ne punem toată speranța că o să reușim să-i facem bine. Cred că asta e povestea. Unul are un vis, visul se metamorfozează mai întâi în ceva micuț, gen asociație, apoi în centru, și de la partea cu centru cred că mama poate să-l ia mai bine. Am revenit. Bine ați revenit. Bine v-am regăsit. Deci probabil că Sebi a spus despre visul nostru de a face un centru de recuperare. Un centru de recuperare, în adevăratul sens al cuvântului, care să cuprindă mai mult decât putem momentan oferi copiilor și tinerilor cu dizabilități. La noi, undeva în jur de 30 de persoane lunar pot face recuperare. Asta înseamnă că un copil face 2 săptămâni, după care va avea pauză 2-3 săptămâni, timp în care de multe ori să pierd progresele pe care le-am obținut, pentru că părinții acasă nu au instruirea necesară și noi prin recuperare. Și atunci cam batem pasul pe loc din cauza asta, că nici spațiu, nici suficienți terapeuți nu sunt ca să lucrăm cu mai multe persoane, cu mai mulți copii, să ajutăm mai mult. Durerea mea cea mare este că nu se face nimic, nu doar pe plan local, în general, în toată țara, nu se face nimic pentru aceste persoane. Adică chiar și acum, cu criza care a fost, cu acest COVID, s-a găsit soluții pentru toți, pentru antreprenori, pentru fel de fel de situații, dar nimeni nu a menționat ce fac aceste persoane cu dizabilități în izolare la domiciliu. Cum putem noi să-i ajutăm? Adică 3 luni de zile în care a fost închis orice modalitate de a face recuperare au fost pentru unii fatale. Noi acum 3 luni concret în asociație aveam un caz care se deplasa, mai greu, dar se deplasa. Reluându-l acum în luna iunie, am constatat că acest caz este pierdut, este în scaun cu rotile deja. Nu mai putem face mai nimic. Trist. Este foarte trist pentru că sunt 4 ani de muncă în spate. Eu lucrez cu acest caz de 4 ani. Probabil că la nivel național sunt multe astfel de cazuri. Ca să nu mai vorbesc de copiii care sunt cu autism. Din ce în ce mai mulți în țara noastră, din păcate. Acești copii nu au nicio șansă în izolare. Deci ei nu au nevoie de izolare. Nevoia lor este de socializare, nevoia lor este de a avea unde să desfășura activități, unde învăța să facă niște activități. Iar faptul că spui nevoia lor e de socializare, mă face să mă gândesc că ei sunt o specie diferită, dar nu sunt. Până la urmă, uite că ceea ce facem noi acum pe timp de pandemie, în chiar secunda asta, e să socializăm. Nevoia primară a omului e de socializare, toată lumea are nevoie de acceptare. Dar cu atât mai mult când bine, sunt, ei, cu atât mai cu mult, atât mai mult când sunt deja niște carențe și niște probleme. Posibilitățile părinților sunt foarte limitate. Chiar mă gândeam zilele trecute că nu poți acoperi mai nimic din salariul minim pe economie pe care îl oferă statul unui părinte care are, să spunem, de un copil cu handicap locomotor grav, adică gradul 1. Nici nu vorbim de gradul 2-3 care au doar o indemnizație de câțiva lei
nesemnificativă. La gradul 1, la cel mai grav grad, vorbim de un salariu minim pe economie, adică undeva la 1400 de lei. 1400 de lei pentru un copil cu dizabilități concret, deci nu acoperă nici măcar nevoia lui primară, să spunem exact, dacă este, Doamne ferește, la Pampers, și că sunt cazurile care sunt, și are nevoie și de o alimentație mai adaptată, nici măcar aceste nevoi. Și chiar dacă nu e, în cel mai bun caz, îți iei o pereche de ghete și nu mai mănânci o lună? Exact, și chiar dacă nu e, în cazul lui Sebi, de exemplu, să spunem că este bine recuperat, o pereche de ghete cu Sebi costă 1200 de lei. Tocmai am dat acum comandă să facem o pereche de ghete. Deci, din cei 1400, dacă 1200 dăm pe ghete, mai rămânem cu 200. Mai rămânem cu 200 cu care trebuie să trăim o lună de zile, să acoperim și factura la gaz și factura la lumină, și pentru că eu nu pot să lucrez, da? Deci eu ca și mama lui sunt asistentul personal, automat că nu am cum să aduc un alt venit. Ei, atunci când mai este alături tata, care poate muncește sau face două joburi ca să poată să ajute sau așa, este ok, cât de cât ne descurcăm. Dar unde mai apoi? Că în general, în situațiile în care o familie se trezește cu un copil cu dizabilități în România, nu este susținută deloc psihologic. Adică pe plan psihologic, tu te-ai trezit cu un copil cu dizabilități și doar se spune, a, copilul tău are sindrom Down sau copilul tău s-a născut, are tetrapareză. Bun. Ce știm noi despre, ca părinți despre aceste diagnostice? Nimic. Nu ne pregătește nimeni pentru ceea ce urmează. Adică nu ne spune nimeni, uite, va avea nevoie de consiliere, va avea nevoie de... Deci prima dată părintele ar avea nevoie de consilier. Ori acest lucru nu se întâmplă în România. Și asta e fără arme. Deci noi, părinții, nu suntem deloc pregătiți pentru ceea ce urmează. Trebuie să aflăm unul de la altul, să facem grupuri, grupulețe pe Facebook, prin noroc de acest Facebook, și să aflăm tu ce ai mai făcut, tu unde ai mers, ce se întâmplă în cazul în care. Pentru că nimeni nu-ți spune nimic. Ei, ori Asociația Freamă de Speranță cam asta a făcut. Am încercat pe acolo unde am trecut eu și am dat cu capul, fiindcă nu am fost protejată și nu mi s-a spus ce se întâmplă, să nu mai treacă nimeni. Am încercat pe acolo unde eu am întâmpinat greutăți, ca copilul meu să facă școală la o școală normală, de exemplu, la o școală cu copii la fel, nu cu copii care au o anumită boală sau o anumită, pentru că eu întotdeauna am încercat să-mi văd copilul ca și pe celălalt copil perfect sănătos. Și asta a fost un avantaj, fiindcă Sebi nu a plecat cu lipsuri. A plecat la școală, pregătind la fel ca și celălalt. Asta, acum 10 ani, când am mers în clasa întâia ca să-mi înscriu copilul la școală, mi s-a spus că este imposibil, pentru că Sebi nu merge și nu are ce căuta într-o școală cu copii pe lume. Am zis, nu este adevărat, copilul meu nu merge, dar gândește, scrie, va învăța ca și ceilalți. A fost o ruptă cu sistemul. A trebuit să aduc de acasă imprimantă, calculator, să dovedesc că Sebi poate ține pasul cu ceilalți. Nu toți părinții sunt pregătiți să ducă această luptă. Mulți renunță din prima. Nu este de școală. Normal, ok, va face școală la domiciliu. Ce înseamnă această școală la domiciliu? Înseamnă un profesor care va veni o dată pe săptămână, dacă îi va permite statul și îi va deconta benzina. Și ce poate învăța un copil o dată pe săptămână? O oră. Da, da, chiar dacă ai stat 12 ore cu el, tot nu poți să-i pui toată materia din... Și nu doar acea materie, dar este vorba de socializarea acelui copil, de relațiile lui cu ceilalți, de faptul că revenim la aceeași problemă. Orice individ are nevoie de susținerea celorlalți indivizi. Suntem făcuți ca un tot unitar, nu suntem creați să ne descurcăm singuri, să fim singuri pe pământ. Exact, exact. Sunt total de acord cu ce a spus. Probabil toate lucrurile se vor schimba dacă oamenii ar fi mai puțin indiferenți cu ceilalți și cu tot ce se întâmplă. Dar oamenii trăiesc într-o indiferență. Și eu am... Mă scuzați că v-am întrerupt. Vreau ca să adaug asta. Ați spus de Facebook. Într-adevăr, este o tehnologie care a schimbat lumea, clar.
Dar eu sunt de părere că 90% din oameni nu o folosesc cum ar trebui și dacă ne-am pune inimile și bunătatea, lumina și iubirea din noi la bătaie, cu adevărat, la capacitatea la care suntem făcuți, s-ar schimba lumea într-o clipită. La cât? Bă, Și... continuați, că eu am ideea, eu o să Asta spun. vroiam să zic și sunt sigur că Sebi deja a intuit unde vroiam să bat. Adică, pur și simplu, dacă oamenii s-ar uni și am începe să distribuim cazuri, să donăm din puținul nostru, poate unii n-au bani, dar un share e gratis și poate share-ul lor va ajunge la un prieten care are și tot așa. Dar oamenii sunt răi, vor doar să primească fără să dea nimic și nu vor nici măcar strictul necesar să-l facă. Te rog, Sebi, continuăm ideea. Da, cum l-am adus și în discuție pe Tolstoi, ar trebui să ne unim. Oamenii răi fac ceea ce fac pentru că sunt uniți, de asta le merge bine. Acum, într-adevăr, cum ați spus, 90% din oameni poate nu folosesc Facebook-ul într-un mod ideal, exact așa cum ne-am dorit noi. Dar e 10% care rămân la nivel mondial înseamnă un număr apreciabil de oameni. Pentru că, nu-i așa, vorbim la nivel mondial. Ei, dacă ăia 10% ar face lucrurile să meargă ca pe roate, am fi într-o altă parte a civilizației. Acum, sigur, poate că nu toți oamenii donează, iarăși să fim o problemă interesantă, dar nu cred că putem spune că sunt răi, că îi putem învinui expres de asta, pentru că oamenii au mai pățit lucruri nu tot mai ortodoxe. Nu toate asociațiile sunt cinstite. Haideți să spunem că există foarte multe construite pe model filantropica. Există firme fantome care pleacă cu banii altor oameni în Abu Dhabi. Da. Eu înțeleg. Eu înțeleg scepticismul. Foarte frumos că ai adus în discuție, pentru că așa este. Eu am ajuns la concluzia că oamenii necăjiți nu prea au timp să stea să-și facă cunoscută povestea și sunt oameni deștepți în ghilimele, Care care, folosesc adică acest sunt pur și simplu mai mulți escroci în această industrie, să o denumim așa, că unii oameni o văd ca pe o industrie. Și reușesc să... Dar, cum a zis și Sebi, acel 10% poate întoarce balanța și buturuga mică răstoarnă carul mare. Și, da, eu sunt sigur că totul începe cu o scânteie și se transformă în flacără, incendiu și tot așa. trebuie foarte multă consecvență în ceea ce facem. Eu muncesc foarte mult. După orele, acum, de exemplu, sunt 12 ore în care sunt kinetoterapeut și ajut copiii cu dizabilități, plus partea de social media și tot ce înseamnă ca să-i pot ține, să-i pot vin acasă, după care urmează alte ore în care trebuie să distribui ceea ce s-a întâmplat peste zi, să mulțumesc celor care mi-au trecut pragul, care i-au ajutat ca să poată face terapii. Concret este muncă, deci din 24 de ore, cam 18 ore trebuie să le atribui activităților. Dacă eu să am de șansa să fiu cam singură, nu am foarte mulți, pentru că nu mi-am permis să plătesc și voluntariatul se face la nivelul țării noastre, dar foarte, foarte scăzut. Adică, în general, se face în ideea în care avem nevoie de o diplomă de voluntar, avem nevoie de o hârtie în plus care îi dă bine, și atât. Nu prea sunt voluntari care să vină 2 ore pe zi sau 2 ore pe săptămână continuu să facă activitate. Să-i găsești pe acei oameni dispuși să-și răpească din timpul lor liber pentru copiii cu dizabilități. Din acest motiv ajungem să facem noi, terapeuții, și Da, noi percepție e restul. voluntariat, voluntariat, dar mie ce-mi iese? Da, la noi am mutat serios, cam asta e percepția, voluntariat, voluntariat, dar mie ce-mi iese. Ori nu înțeleg că, de fapt, moneda cea mai prețioasă este cea pe care o dobândești în momentul în care constați că ajutorul tău a ajuns unde trebuie și acel om datorită ție s-a ridicat, acel om datorită ție vorbește, acel om datorită ție știe să-și înlege un șiret la papuc. Sunt lucruri banale, sunt lucruri pe care noi credem că toată lumea trebuie să le știe.
pentru că urmărim, l-ați văzut pe Nectarie, un copil perfect sănătos. Deci am avut șansa în viață să-mi dau seama că pașii lui Sebi m-au costat 15 ani din viața mea, 15 ani și sute de milioane, mii de ore de chimioterapie și așa, pe când pașii lui Nectarie nu m-au costat nimic, s-a ridicat și a plecat, pentru că este un copil perfect sănătos și atunci nu putem să găsim niciodată echivalentul în bani a unor lucruri de genul acesta, a unor pași, a unor cuvinte. Sunt neprețuite pentru mama care, care are acest copil. Pentru noi, părinții, de cele mai multe ori, aceste lucruri sunt niște idealuri. Deci, efectiv, este fata Morgana, după care tânjim cu toții. Nu au preț. Vis-a-vis de faptul că Sebi a avut o evoluție foarte bună în recuperare, vreau să aducă un singur argument. La noi nu au existat niciodată două luni de zile continuu în care el să nu facă recuperări de două, trei săptămâni, să nu fim plecați de acasă. Cel mult la 3 săptămâni de muncă, una pauză. Cel mult la 3 săptămâni de kinetoterapie, luam o săptămână, două de pauză, după care plecam din nou. Și asta a afectat foarte mult deci relația noastră în general cu celălalt copil perfect sănătos, cu familia, cu școala lui Sebi, cu serviciul la care aș fi putut să ader. Și atunci am zis, am suferit destul, este cazul, este momentul ca cel puțin cei din jurul meu pe care pot să-i ajut să nu mai treacă prin această greutate. De asta clinica Sfântul Nectar este înființată doar din dorința ca Sebi și încă, nu știu, 2, 3, 10, 20, cât copii pot să-i ajut să nu mai fie nevoit să plece de acasă la sute de kilometri depărtare pentru a face recuperare. Am adaptat-o la așa nivel încât să aibă exact ceea ce mi-a lipsit mie. Dacă pentru noi, de exemplu, de multe ori cheltuiam pe chirie mai mult decât pe terapiile copilului când umblam la Alba Iulia sau la Oradea sau la Sibiu, atunci aici am făcut ca două persoane la două săptămâni, deci patru persoane lunar să aibă terapia asigurată și cazarea, să poată locui în condiții decente, să mănânce copilul sănătos, să-i gătească mama efectiv, să nu trebuiască să alerge la fast food după toate prostiile care sunt în comerț. Așa îmi doresc să activez. Deci centrul pe care doresc să-l construiesc trebuie să fie o a doua casă pentru acești copii care vin din alte localități. Iar dacă ne ajută Dumnezeu, după cum a spus, prin proiectele pe care le-ați propus și dumneavoastră, să facem ca acest freamă de speranță, ca un astfel de centru de recuperare să existe în fiecare județ. Trebuie, trebuie. Este da. Strict. Nu este necesar, este foarte necesar. Și din ce mi-a spus... Părinții copiilor cu dizabilități fac apel să fie cât mai uniți, pentru că doar unindu-se mai mulți părinți cu aceeași problemă pot să bată la niște uși la care efectiv până acum le-au fost închise. Este inadmisibil să aflu că într-o localitate se dau vouchere părinților care au copii cu dizabilități, vouchere de concediu, în altă localitate nu se dau. Adică noi nu avem aceeași legi, noi avem o lege interpretată de fiecare primărie în parte. Exact. Legile nu sunt făcute pentru toți și umblau un fel de banc, să zicem așa. Citeam un renumit profesor de drept, spunea că legile sunt făcute, iar cei care știu dreptul știu să meargă pe lângă ele, cei care au bani le cumpără, și a întrebat unele, păi și cei care nu știu dreptul și nu au nici bani, păi pentru aia sunt făcute legile. Exact. Da, noi nu, în plus de asta, noi nu ne știm drepturile ca părinții ai copilor cu dizabilități. De asta este foarte important astfel de asociații și astfel de întâlniri ale părinților. Pentru că, v-am spus, te trezești cu un diagnostic.
Nu și cu o cale, nu și cu... Nu-ți spune nimeni în momentul în care ți s-a dat diagnosticul, uite, tu ai putea să beneficiezi de... No, ai atribuții doar, ai obligațiuni. Trebuie să faci recuperare cu copilul, dar nu-ți dă nimeni recuperarea aceasta gratuită. Dar trebuie să faci, altfel îți pierzi certificatul de handicap al copilului și acei bănuți. Bine, dar dați-mi recuperare, dar dați-mi un loc în care să mă pot duce. Eu dacă sun acum la Sibiu, la centru de recuperare, spre exemplu, spun că am un copil cu dizabilități și vreau să fac recuperare. Cel mai probabil, 99% mi se va spune așa. Anul acesta deja locurile sunt ocupate, reveniți vă rog la anul. Sau în decembrie, în ianuarie, când nu sunt pacienți. Bine, dar gândiți-vă cât regres are un copil cu dizabilități într-un an de zile în care nu face recuperare. Exact, da. Ce să mai trebuie să ne unim, să-i dăm înainte și să... Sfântul Nectarie trebuie să fie un exemplu pentru ce va urma. Eu n-am niciun dubiu că Dumnezeu va face lucrarea lui și veți reuși. Pentru că eu am văzut prin atitudinea dumneavoastră, prin atitudinea lui Sebi și... Este lucru corect de făcut și știu că nu va fi ușor, pentru că, cum am zis, oamenii sunt indiferenți la problemele reale. Ei au probleme închipuite, că poate n-are o mașină, că n-are o nu știu ce haină, n-are nu știu ce casă. Dar poate Sebi poate să ne zică câteva cuvinte despre adevărata bogăție a omului și anume sănătatea. Și... Ce părere ai tu despre? Pentru că știu că ai avut o postare care m-a atins foarte mult. Spune-le ceva oamenilor sănătoși care se nasc cu adevărata bogăție. Ce poți să le spui lor? Să-și o păstreze, pentru că la fel cum se întâmplă cu toate lucrurile de preț pe lumea asta, habar n-ai ce ai avut până nu pierzi. În momentul în care pierzi, o să vrei să ai și în cel mai bun caz, o să o ai cu ani de muncă, în cel mai rău caz nu o să o ai. Acum, eu nu mă aflu în situația asta, să ne înțelegem. Pentru mine, poate asta e și puțin mai ușor de acceptat condiția, pentru că eu n-am termen de comparație. Eu pot să fiu doar mai bine, eu mai rău de atât n-am fost. Pentru că e mult mai rău să știi că ai mers odată și s-a întâmplat ceva, un accident și acum ești imobilizat. Pentru oameni e o luptă titanică, în primul rând, cu propria persoană. Eu îi înțeleg și cred că ar trebui ca toată lumea să se gândească. Nu e o profeție apocaliptică, nu e un blestem. Toată lumea ar putea ajunge în situația asta la un moment dat. Că există lucruri în viață pe care nu le putem calcula. Nu spune de noi dacă se prăbușește un copac, dacă ne luxăm piciorul, dacă ne cade un tablou în cap. Sunt o grămadă de lucruri care nu țin de noi. Și atâta timp cât suntem întregi la minte și la trup, dar mai ales la minte, că sunt suficienți întregi la trup care nu înesc așa cum ar trebui, ar trebui să fim recunoscători pentru chestia asta. Nu vreau să fiu moralist și cred că știu la ce postare ați făcut aluzie. Într-adevăr, am spus odată că eu cred că cel mai drept ar fi ca oamenii să se nască bolnavi și să se însănătoșească pe parcurs după faptele lor bune. Ar fi drept pentru că probabil făcând faptele alea bune, în primul rând vei fi într-o concurență cu tine însuți și în al doilea rând îi vei observa pe toți și la același nivel și ai să înțelegi tura viitoare când cineva îți cere ajutorul, că de regulă dacă îl cere, îl cere pentru că nu mai poate altfel, pentru că orice ființă umană are o anumită demnitate, nimeni nu cere ajutor în momentul în care totuși mai poate duce de azi pe mâine. Oamenii care apar la televizor cerșind ajutorul sau cerându-l sunt oameni care nu au altă posibilitate. Ei nu se duc acolo să devină vedete. Și cred că ar mai spulbera ceva, exemplu pe care l-am dat, dacă toți ar naște egal și ar evolua pe parcurs. Eu cred că ar dispărea concepția că
Ăsta care s-a născut bolnav, sigur se trage dintr-o familie în care cineva a făcut ceva, bunic s-a făcut vrăj, maică s-a... e... Dumnezeu știe ce, taică să e criminal în serie. Nu, oamenii care se nasc bolnavi, se nasc bolnavi pentru că există complicații la naștere, pentru că sunt anumite lucruri pe care, cum am spus, nu le putem controla și unii nu se nasc. Eu sunt exemplu pentru chestia asta. Unii devin datorită unui sistem de educație, de, bine, și de educație a medicilor în ultimul... Da. Dar și medicina asta ține într-un fel tot de educație, de unui sistem medical absolut cretin și idiot. Deci oamenii ajung în situația asta din vari motive. Nu-i musai că cineva din familia ta merită o pedeapsă și că trebuie să duci 7 generații de păcate. Există lucruri pe care nu le putem controla. Și la asta cred că ar trebui să ne gândim de mai multe ori în viață. Foarte frumos zis, foarte da, frumos zis. Îmi place foarte mult să-l ascult pe Sebi. Sebi are tot timpul cuvintele la el și ține-o tot așa, ce pot să zic. Și să nu te oprești din scris. Vreau să spun că încă nu am reușit să intru în posesia cărților tale, de-abia aștept. Și, cum ziceam, ține-o tot așa. Ține-o. Poți să ne spui câteva cuvinte despre cărțile tale, dacă nu te deranjează. Păi, nu știu ce aș putea spune despre ele. Sunt 6 cărți până la momentul actual, dintre care 5 de poezie și un roman pentru copii. Cele de poezie au diferite tangențe cu diferite lumi. Eu întotdeauna m-am considerat oarecum un om între două lumi. Pe de o parte e lumea asta în care stau și filozofez eu și gândesc acasă în liniște și de obicei în noapte, pentru că pe mine în noapte mă ajută să scriu. Pe de altă parte există lumea despre care povestea mama până adineauri, lumea centrelor de recuperare, care merită și ea să fie luată uneori la poricat. De obicei, poeziile pe care le-am scris despre centrele astea și despre tot ce am pătrunit acolo sunt mai mult pamflete, pentru că eu zic că oamenilor trebuie să le se arate o oarecare parte frumoasă. Dar că tot ziceam de prima parte prima secțiune a poeziilor mele, o să vă recit o poezie care se numește Un timp al nimănui și care face referire exact la lumea de care spunea că nu e cea mai prietenoasă. Ne-ai mai auzit? Așa, e ok, Tadu? Ar revenit conexiunea, se blocase pentru o secundă, acum vă aud perfect. Te rog, chiar sunt foarte curios să văd, să aud poezia, de fapt. Da, ziceam de Un timp al nimănui. E lumea despre care ați vorbit și am scris-o cu mult timp în urmă, nu cred... 13 ani. Da, nu cred neapărat că lumea a împietrit în faza aia de oameni fără inimă, dar cred că pentru cei care încă nu conștientizează ce contează și ce valori ar trebui să aibă, eu zic că încă merge, pentru că mereu vor exista două tipuri de oameni, cei care își au viața în serios, cei care încă n-au avut ocazia asta. Trăim în lumea în care să fii creștin e greu, fiindcă ispita e mare și mic e Dumnezeu. Noi timp de rugăciune și nici de pomeniri. Din amintiri, ne plângem des amarul și nu vedem de fel că noi am găsit zarul destinului rebel. Cuvinte care dor pământul umbresc, blesteme de omor și pruncii le rostesc. Frații au uitat cum mama i-a hrănit, acum s-au judecat și aspru și au vorbit.
Pământul și averea sunt tot ce-și doresc. Nu văd de fel durerea părinților ce-i cresc. Poruncile le par povești și nălucirii. Și nici nu au habar de sfinți sau de martiri. Trăiesc cu bucurie un timp al nimănui și în marea lor mândrie uită că sunt ai lui. Da, acesta a fost un timp al nimănui. Uimitor. Amin. Amin. Atât pot să spun. Foarte frumos. Doamne ajută. M-a atins povestea ta. Vreau să spun că am pielea de găină. Și fascinant. De-abia aștept să-ți citesc volumele. De-abia aștept să-ți citesc volumele. Tot ce pot să spun acum. Felicitări, da, Sebi. Felicitări pentru tot ceea ce faci. Și ține-o tot așa. Ești o persoană foarte deosebită. Și tu și mami tău care e pe infanterie acolo, pe linia întâi. Da, mulțumesc pentru toate complimentele. Sper că înregistrarea dialogului de a să ajungă la cine trebuie, unde trebuie și să vedem oameni schimbați. Eu cred că poveștile pot schimba lumea, eu cred că fiecare om e o poveste, fiecare om spune o poveste și până la urmă eu cred că suntem datori să spunem poveștile astea. Chiar există o teorie cum că limbajul omului nu s-ar fi dezvoltat neapărat ca să se apere de animale sălbatice. Pentru asta era suficient să mârie în feluri diferite. Dar ca să treci de la limbajul codat la ceva mai mult, trebuia să spui povești. Cred în puterea oamenilor de a schimba oameni, puterea poveștilor de a schimba oameni și poezia până la urmă e tot un fel de a povesti lucruri sau de a-ți împărtăși bucăți de suflet și cred că lumea poate fi mai bună dacă oamenii buni se unesc și fac ceva. Cu gândurile astea vreau să vă las cu doza cea mai mare de optimism pe care pot transmite în momentul ăsta și eu zic că cel mai bine ar fi să auzim de bine. Corect, corect. Vă mulțumesc din suflet pentru că mi-ați acordat timpul vostru, că știu că sunteți foarte ocupați și eu sunt sigur că vom reuși. Este o misiune pe care voi v-ați însușit-o și eu la rândul meu, dar eu zic că lucrurile durabile și cum ai spus și tu și lucrurile care durează nu poate să apară peste noapte. Însuși Creatorul a făcut pe rând lucrurile și noi ca mici creații ale Lui n-avem decât să ne dăm silința și să încercăm să facem aportul nostru, să transformăm locul ăsta, planeta, într-un loc mai bun. Pentru că, cum ai zis și tu, oamenii nu mai au timp de rugăciune, oamenii nu mai au timp să se gândească la ce poate să facă ei bine, se gândesc numai la acumula, a uitat a fi. Vă mulțumesc din suflet, să aveți o zi minunată și o să ținem legătura și eu zic că toate se vor așeza exact cum trebuie. Să aveți o duminică binecuvântată, Sebi. Mi-a făcut o deosebită plăcere să stăm de vorbă, să aud povestea voastră, să aud tot prin ce ați trecut, tot ceea ce faceți și toate cele bune. La revedere! La fel, să aveți o zi minunată! La fel în continuare!